fost sărbătoare mare în comuna mehedințeană Podeni, la Nedeea Muntelui. Sărbătoarea satului a strâns oameni dornici să se bucure de tradițiile frumoasei comune. La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedințe Radin Georgescu, senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, dar și prefectul județului Alin Isuf. Vă dorim audiție plăcută, să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne vedem în fiecare an cu voie bună, cu inima deschisă, pentru că noi venim să cântăm din suflet, din inimă. Comuna Podeni, cu satele și cătunele aparținătoare, poate fi socotită una dintre cele mai pitorești așezări din această parte a Olteniei, oferind totodată un cadru natural privilegiat pentru așezări omenești din cele mai vechi timpuri. Atestate documentar, fie de-a lungul văilor cu ape limpezi, fie la adăpostul codilor seculari și chiar la numeroasele peșteri din masivele calcaroase învecinate. Primarul comunei Podeni, Mihai Roată, a dorit să le aducă cetățenilor comunei o mică bucurie, și anume Nedeea Munților. Totodată, acesta și-a dat tot interesul în promovarea proiectelor din zonă. Este un eveniment care se păstrează ca și tradiție de mulți, chiar foarte mulți ani. A început ca și o sărbătoare a florii de salcâm, pe care noi o avem în cantități destul de mari pe zona aceasta. Ne adunăm în număr cât mai mare, se adună și oameni care sunt plecați prin alte părți și sărbătorim acest lucru cu mult drag. Facem eforturi destul de mari să ajutăm partea privată pentru a avea și noi pe zonă cabane și mai mult de atât pensiuni care să aibă capacitatea de a caza turiști, deoarece suntem recunoscuți ca zonă turistică, o zonă foarte frumoasă. Cu ajutorul domnului președinte Aladin Georgescu am intrat, ca să zicem, și noi în linie dreaptă. Îi mulțumesc pe această cale din suflet și prin mine și ceilalți cetățeni ai zonei că s-a implicat atât de mult și ne ajută pentru a reface infrastructura ce înseamnă drumul județean, DJ67C. Cântece și jocuri populare, ansambluri folclorice care fac din Mehedinți o regiune unde tradițiile sunt la ele acasă, vocea de aur a soliștilor, pe toate le-am găsit în comuna Podeni. La eveniment a fost prezent și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu, care consideră că prin aceste manifestări se păstrează vii tradițiile. Am găsit aceiași oameni primitori, aceiași oameni calzi, oameni harnici care sunt foarte bucuroși de realizările care se întâmplă pe teritoriul acestei comune și nu numai, în toată zona. Chiar remarcasem că un obiectiv important al primarului, un drum local în curs de asfaltare, faptul că beneficiem de o zi frumoasă, de oameni calci, harni și mulțumiți de ce se realizează pe aceste meleaguri, ne îndreptățește să sperăm că vom avea în curând și mai mulți vizitatori, pentru că stăteam de vorbă cu cetățenii de aici care întotdeauna ne încarcă pozitiv. Iată că astăzi au venit și cu proiecte importante pentru viitor. De pildă ne prepuneau o cale de acces care să facă legătura cu județul Caraș-Severin, cu băile Herculane, ceea ce ar fi extrem de benefic pentru întreg județul și zona de nord a județului Mehedinți și din punct de vedere al promovării turismului ar fi de un real succes. Analizăm posibilitatea asta și sper ca pe viitor să și reușim să finalizăm acest demers. Una peste alta ne-am bucurat de o atmosferă extrem de plăcută și așa cum spuneam întotdeauna, în mijlocul oamenilor plecăm încărcați pozitiv. Comuna Podeni este situată în geoparcul platoul Mehedinți și pe lângă numeroasele peșteri, mai mult sau mai puțin cunoscute, este renumită pentru cuptoarele de vară de altă dată și morile de apă. Aceasta are un uriaș potențial turistic, iar autoritățile locale și cele județene susțin întreaga zonă de nord a județului Mehedinți. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost mereu alături de cetățeni, dorind să vină în sprijinul acestora cu proiecte menite să ducă la modernizarea zonei de nord a județului, cât și creșterea nivelului de trai. Astfel de evenimente ne unesc, ne reunesc, ne fac să apreciem valorile locale și sunt bine meritate, iar oamenii s-au distrat pe cinste în ciuda vremii capricioase.